Valorile crescute ale concentrației de E. coli din apa Mării Negre nu au fost constante și nu se încadrează într-o situație anormală, conform comunicatului transmis de Institutul Național de Sănătate Publică. Valorile indicatorului microbiologic E. coli analizat în cadrul monitorizării zonelor de îmbăiere de pe litoralul Mării Negre au prezentat creșteri sporadice peste norma stabilită. Clasificarea apelor de îmbăiere a fost efectuată utilizând datele de monitorizare pe parcursul ultimilor patru ani, nu la valorile determinate la fiecare monitorizare. Prezența E. în apa potabilă și apa de îmbăiere denotă o contaminare fecală de origine umană sau animală. Deversări de ape reziduale accidentale din diverse surse, precum canalizări defecte, terenuri agricole, ferme de animale sau plaje insuficient întreținute, se arată în comunicat. Pentru prevenirea posibilelor îmbolnăviri asociate acestor concentrații crescute de E. în apa de mare, INSP recomandă populației evitarea ingestiei apei și scufundărilor cu capul sub apă. Îmbăierea doar în zonele amenajate și monitorizate, unde se afișează calitatea apei de îmbăiere, cum Consumul de apă potabilă doar din surse sigure și respectarea normelor generale de igienă.